Bună seara, stimați colegi. Ne bucurăm că sunteți astăzi, această seară, alături de noi, la prima transmisiune live juridicero în acest format de dezbatere, în care încercăm să abordăm, cu bunăvoința unor reputați specialiști în domeniul dreptului penal, o problemă de mare actualitate care frământă comunitatea juridică și nu numai, o problemă legată de noile coduri din materie penală, codul penal și codul de procedură penală, și anume problema aplicării în timp și în spațiu a noilor reglementări. Suntem bucuroși, suntem onorați că astăzi sunt alături de noi, în fața dumneavoastră, domnul decan al Barului București, Ion Ilie Iordăchescu, vă mulțumim. Bună seara. Specialist în drept penal, practician cunoscut, domnul avocat Octavian Popescu, specialist în drept penal, partner Boșat și Asociații, domnul avocat Adrian Pichler, Bună seara. șeful departamentului de drept penal de la Casa de Avocatură Șerban și Asociații, specializat pe drept penal, firește, de mulți ani și un vechi prieten și colaborator, domnul judecător Cristi Danileț, care aici nu este în calitate de judecător, ci în calitate de specialist în drept penal și, firește, membru CSM, calitate pe care nu o poate lăsa Nu pot evita. la ușă, da. Și, în fine, dar nu cel din urmă, domnul profesor Mihai Hotca, avocat, conducătorul casei de avocatură care îi poartă numele, care, împreună cu care, de fapt, am plănuit această întâlnire și îi mulțumesc că a acceptat Aflu pentru prima oară, dar provocarea, asta că a acceptat provocarea și care, de altfel, va și deschide discuțiile de astăzi, făcând o prezentare a problematicii care va fi pusă în discuție. O să urmăresc și eu cu mult interes discuțiile și o să fiu foarte atent, mai cu seamă că eu însă nu sunt specialist în această materie, dar sunt bucuros că reputații specialiști care au acceptat invitația noastră de astăzi de a vorbi în fața dumneavoastră vor aborda la cald, la fierbinte, această problematică. Vă rog, domnule profesor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru a destinde puțin atmosfera, aș porni de la ceea ce ați spus la final, și anume că nu vă pricepeți la drept penal, însă eu v-aș contrazice pentru că am autoritatea lui Francesco Carrara, care în cursul său, programa del Corso di Diritto Criminale, din 1897, scria că în chestiunile penale se pronunță toți, filozofii, scriitorii, medicii și, zic eu, cu atât mai mult trebuie să se pronunțe juriștii, iar dumneavoastră sunteți un reputat jurist. Trecând la chestiunile foarte serioase legate de aplicarea noilor coduri, am convenit cu dumneavoastră, puteți confirma acest lucru, că ne vom axa astăzi, în principal, asupra problemei aplicării legii penale în timp și cu nuanțe de aplicare în spațiu, așa cum am discutat cu domnul decan Iordăchescu, dar cu specială privire în ceea ce privește incidența regulii mitior lex, aplicării legii penale mai favorabile. În ceea ce privește aplicarea legii penale mai favorabile, în noul cod penal, trei texte, trei articole sunt foarte importante. Am în vedere articolul 4 din noul cod penal, articolul 5 și articolul 6. La aceste
articole, trebuie în mod necesar adăugat și articolul 15, alineatul al doilea din legea fundamentală, potrivit căreia legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Pornind de la textul constituțional, în codul penal, în articolul 4 este consacrată regula retroactivității legii de dezincriminare. În articolul 5 este reglementată aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce privește cauzele nedefinitiv judecate, iar în articolul 6 legiuitorul reglementează situația în care cei care invocă aplicarea legii penale mai favorabile sunt deja condamnați definitiv. Problemele pe care le ridică aplicarea legii penale în timp sunt foarte multe. Eu aș începe cu cea mai importantă, chiar arzătoare, pentru că este foarte importantă, deoarece de 2-3 zile deja această problemă a primit soluționare în practica judiciară. Este vorba despre concepția care a stat la baza legiuitorului când a reglementat principiul aplicării legii penale mai favorabile. După o analiză sistematică a textelor invocate mai devreme, eu cred că la baza construcției codului penal în această materie a stat regula aprecierii legii penale mai favorabile în funcție de diferitele instituții penale care au caracter autonom. Nu putem discuta despre aplicarea legii penale mai favorabile în mod global, așa cum s-a susținut atât în mass media, dar și în mediile juridice în ultima vreme. Cred că din prevederile legii 187 pe 2012 privind punerea în aplicare a codului penal rezultă foarte clar, aș spune că această lege respiră, de fapt, că este aplicabilă legea penală mai favorabilă în funcție de diferitele instituții penale care au caracter autonom. Cu alte cuvinte, mai concret, să presupunem că judecătorul este în fața unei cauze penale care presupune săvârșirea a două infracțiuni concurente. Mai întâi, judecătorul va alege legea penală mai favorabilă în funcție de încadrarea juridică, adică mai întâi va face încadrarea juridică, alegând în ceea ce privește succesiunea de legi despre care discutăm, fie prevederile codului penal din 1969, fie prevederile codului penal nou, iar după ce a făcut această opțiune, când va aplica regimul juridic specific concursului de infracțiuni, poate face din nou o altă alegere, alegând de asemenea în funcție de criteriile prevăzute de lege, legea penală mai favorabilă. Fie vechiul cod, fie codul penal nou. Îi rog pe colegi dacă vor să continue cu alte puncte de vedere și în momentul în care se va ivi ocazia, pot interveni. Vă mulțumesc. Sună bine pentru făptuitori sau nu știu.
Vreți să discut despre aplicarea legii penale în spațiu? Da, ca să facem. Evident, în această materie nu au fost schimbări substanțiale față de vechiul cod penal. Ca un participant activ în comisia, mă scuzați, aveți dreptate de să folosesc microfonul, da? Deci, ca un participant activ în Comisia Juridică a Senatului, în abordarea diverselor articole din Codul Penal, pot să spun că, cu referire la aplicarea legii penale în spațiu, nu au intervenit schimbări substanțiale care să creeze juriștilor probleme deosebite într-o procedură judiciară. Totuși, este demn de remarcat că se păstrează și în actualul cod penal, mă refer la noul cod penal, bineînțeles, când fac o asemenea afirmație, cele patru principii care sunt aplicabile în continuare, și anume principiul referitor la teritorialitatea legii penale, de asemenea principiul referitor la personalitatea legii penale, principiul intitulat realitatea legii penale și ultimul principiu, universalitatea legii penale. Aparent, problemele ar fi simple, însă laud acest cod cu referire la aplicarea legii penale în spațiu, datorită faptului că reușește să sintetizeze toate casurile de aplicare a legii penale în spațiu, ne mai lăsând neabordată vreo problemă care să creeze dispute în mediul juridic. De exemplu, cu referire la primul principiu aplicabil, și anume teritorialitatea legii penale, noul cod penal care este în vigoare în momentul de față clarifică problema teritorialității aplicării legii penale, stabilește clar ce se înțelege prin teritoriu, și anume se referă nu numai la suprafață, la subsol, dar și la spațiu aerian, se referă de asemenea și la alte situații care pun probleme deosebite. Dacă, de exemplu, pe o aeronavă înregistrată în România se aplică acest principiu, sau, de exemplu, dacă o navă se află sau nu într-un anumit spațiu maritim. Iată că problemele sunt delicate. La prima vedere, evident că noi privim aparent simplis problema respectivă. În momentul de față, în contextul în care România a intrat în Uniunea Europeană, problema aplicării legii penale în spațiu este de mare actualitate. Eu am făcut o simplă referire la primul principiu, în așa manieră încât să avem o idee cât de cât despre aplicarea unor asemenea principii în anumite cauze penale deduse judecății. Cu referire la personalitatea legii penale, evident că de data aceasta se pune problema dacă legea penală românească, bineînțeles, poate să fie aplicată în afara teritoriului României, și noul cod penal vine cu o prevedere expresă în sensul că se aplică legea penală română actuală în cazul în care este vorba de o detenție pe viață sau în cazul în care infracțiunea pentru care este acuzată o persoană are o pedeapsă mai mare de 10 ani. Iată că reglementările respective sunt mult mai ample, se vine de altfel și cu o altă precizare în ipoteza în care o asemenea precizare este prevăzută în legea penală, în mod inevitabil se aplică legea română, legea penală română. Fac cuvenita precizare, poate că este o expresie deformată din partea mea când fac o asemenea afirmație, pentru a se aplica un asemenea principiu este necesară autorizația procurorului general de la parchetul curții de apel, în a cărei rază se afla
parchetul mai întâi sesizat. De asemenea, pentru celelalte cazuri, trebuie neapărat autorizația Procurorului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Am făcut această mențiune pentru că punerea în mișcare a acțiunii penale nu se poate exercita fără aceste autorizații. Mai menționez că celălalt principiu referitor la realitatea legii penale se referă la situații exprese și anume se referă la aplicarea legii române la infracțiuni săvârșite în afara teritoriului țării de către cetățeni străini sau fără cetățenie, dar în anumite condiții, numai în ipoteza în care infracțiunile sunt contra statului român sau contra unui cetățean român sau unei persoane juridice române. În caz contrar, nu putem să aplicăm un asemenea principiu referitor la realitatea legii penale. Și de data aceasta, pentru a pune în mișcare acțiunea penală, este necesară autorizarea prealabilă a Procurorului General al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și numai dacă fapta nu face obiectul unui proceduri judiciare din țara în care s-a săvârșit infracțiunea respectivă. Ultimul principiu la care mă refer și la care de altfel am făcut referire anterior se referă la universalitatea legii penale. Aici problemele sunt mai delicate, plecând de la premisa că avem aceleași persoane și anume cetățeni străini sau fără cetățenie, dar cu condiția ca aceștia să domicilieze pe teritoriul țării noastre. Domicilierea pe teritoriul țării noastre trebuie să fie benevolă, nu în alte condiții, în ipoteza în care este constrânsă persoana respectivă să domicilieze pe teritoriul țării noastre, nu se aplică principiul universalității legii penale. Această situație se referă la ipoteza în care statul român s-a obligat prin tratate internaționale să reprime o anumită infracțiune. De asemenea, se poate aplica și în cazul în care s-a cerut extrădarea sau preluarea infractorului și aceasta a fost refuzată. Deci solicitarea respectivă nu a fost admisă de către instanțele române. Mai precizez că o asemenea prevedere nu se aplică în ipoteza în care, potrivit legii statului în care s-a săvârșit infracțiunea, există o cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale, executarea pedepsei sau continuarea procesului penal. Într-o atare situație, repet, asistăm la o neaplicare a unui asemenea principiu referitor la universalitatea legii penale. Probleme mai delicate sunt cele referitoare la modul în care se aplică norma internă sau reglementările internaționale la care România este parte, s-a menținut aceeași gândire juridică, în sensul că tratatele internaționale la care România este parte au prioritate față de norma internă. Aș mai preciza și un alt aspect, și anume cel referitor la imunitatea de jurisdicție. După câte bine cunoașteți dumneavoastră, reprezentanții diplomatici beneficiază de această imunitate de jurisdicție și într-un asemenea context norma internă nu se aplică. Aș mai îndrăzni să susțin în fața dumneavoastră că de fapt în ipoteza în care prin tratate internaționale o persoană este apărată de imunitate de jurisdicție, evident că norma internă și de data aceasta nu se aplică. Extrădarea a pus probleme și continuă și va pune probleme în continuare.